vorbiri duhovnicești. Câteva concluzii de viață duhovnicească. Ultimul interviu cu părintele Teofil Părăian. Când plecam la școală, mama Dumnezeu să odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Drag să mă gândesc la părinții mei, la frații mei, la prietenii de odinioară, la prietenii de acum, la oamenii din satul meu care nu mai sunt acum. Mi-e drag să mă gândesc la împrejurări liniștitoare, la împrejurări frumoase, la oamenii care m-au ajutat, la oamenii care s-au implicat cumva la viața mea, la existența mea morală și spirituală. Și a vrăjmașul.
Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră părintele Sabin Vodă la o ediție specială a emisiunii Convorbiri Duhovnicești. Astăzi, părintele Teofil Părean, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, a trecut la cele veșnice la spitalul militar din Cluj-Napoca. După o suferință de câteva luni, timp în care a fost internat la mai multe spitale din București, Deva, Brașov și Cluj-Napoca, părintele Teofil s-a mutat din această viață la vârsta de 80 de ani, pe care i-a împlinit anul acesta la data de 3 martie. În minutele care urmează, vă propunem să ascultați ultimul interviu realizat la Radio Reîntregirea cu părintele Teofil Părean, interviu înregistrat în data de 19 martie 2009. Ediții speciale dedicate părintelui Teofil Părean veți putea asculta și mâine seară și sâmbătă seară de la ora 21:30. Dar al lui Dumnezeu, om al bucuriei, bătrân frumos, duhovnic odihnitor de oameni, echilibrat, realist, cu zâmbetul mereu pe chip, părintele Teofil Părean a fost un om împlinit, un om fericit. Nevăzător, dar luminat, om al rugăciunii, părintele Teofil și-a întemeiat viața pe credință și cultură. Părintele Teofil a fost și rămâne un reper luminos și sigur, o persoană care a întrupat concret bucuria și certitudinea credinței, un propovăduitor al credinței lucrătoare prin iubire. A fost un ziditor de suflete și a renăscut pe mulți la viața duhovnicească în Hristos și în biserică prin predicile, conferințele sau îndrumările Sfinției sale. A plecat din această viață cu nădejdea că Domnul Hristos îl va primi în împărăția sa alături de Maica Domnului și de toți sfinții, pentru că toată viața și-a închinat-o slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Dragă, despre viața de dincolo nu știm mare lucru, iar moartea este un fenomen care se întâmplă cu toții. N-aș putea zice că mă simt mai aproape de moarte la bătrânețe decât la tinerețe. Nu mi-e frică de moarte, pentru că am mai mult gândul că nu voi muri. Adică n-am sentimentul sfârșitului, sentimentul descompunere cumva a ființei, ci moartea ca o trecere. Da, moartea ca o trecere. Dumnezeu știa cum va fi pe celălalt teren. Dar deocamdată nu mă preocupă. Dar care e încredințarea Sfinției voastre față de viața de dincolo? Credeți că vă întâlniți cu Domnul Hristos? Da, da. Cred că mă întâlnesc cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu. Cred că voi intra în rai unde nu o să fiu singur, o să fiu cu toți cei de rai. Cred, nu mă gândesc foarte mult la asta, dar am totuși gândul că va fi bine. Părinte Teofil, ați fost toată viața nevăzător. Ce nădăjduiți dincolo? Să vedeți? Nu știu ce va fi, dar am gândit așa că dacă va zice Dumnezeu, uite, tu și aici tot așa o să vii cum ai fost în viața cealaltă, în viața precedentă, morții, n-aș putea zice altceva și n-aș zice altceva decât mărire ție, Doamne, mărire ție și Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcător. Paradas de exodus.
Prin mutarea la cele veșnice, părintele Teofil ne lasă aici o moștenire impresionantă, întrupată în viața sa, în cuvintele sfinției sale, în cărțile, în înregistrările cu predicile, conferințele sau interviurile realizate în ultimii 20 de ani în toată țara. Slujba înmormântării părintelui Teofil Părean va avea loc sâmbătă, 31 octombrie 2009, de la ora 12 la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. În continuare vă oferim câteva repere biografice ale părintelui Teofil. S-a născut la 3 martie 1929 într-o familie de plugari din satul Topârcea din apropierea Sibiului, primind la botez numele de Ioan și fiind primul dintre cei 4 frați. S-a născut fără vedere, motiv pentru care urmează cursul unei școli primare pentru nevăzători la Cluj-Napoca între anii 1935-1940. Își continuă cursurile la o școală de nevăzători la Timișoara între anii 1942-1943, iar până în 1948 urmează tot la Timișoara cursurile liceale într-un liceu teoretic pentru văzători. În această perioadă îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca, de la care deprinde rugăciunea minții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, rugăciune pe care continuă să o exerseze încă înainte de a intra în monahism. Preocuparea pentru viața religioasă și pentru aprofundarea cunoștințelor teologice îl determină să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu între anii 1948-1952, iar la 1 aprilie 1953 ia hotărârea de a intra în obștea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. După 4 luni este călugărit în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului și primește numele de Teofil, cuvânt provenit din limba greacă, ce se traduce cu iubitor de Dumnezeu. La 7 ani de la călugărire, tot de praznicul Adormirii Maicii Domnului, părintele Teofil este hirotonit diacon de către mitropolitul Nicolae Colan, iar la 13 mai 1983, după 23 de ani de diaconie, este hirotonit preot de către mitropolitul Antonie Plămădeală. Tot atunci primește și hirodesirea întru duhovnic. În anul 1986, părintele Teofil este hirotesit protosinghel, iar în anul 1988, arhimandrit. Din anul 1992, părintele a început să răspundă invitațiilor din țară și să participe în aproape toate orașele importante din România la conferințe duhovnicești, de obicei în perioada postului mare sau în perioada postului Crăciunului. Părintele Teofil Părean a fost un om al bucuriei, un om care și-a propus să înmulțească bucuria și credem că a reușit cu prisosință. Darul deosebit al părintelui Teofil de a vorbi și mai ales de a aprofunda cuvintele Scripturii și în special ale Noului Testament, preocuparea pentru cărțile fundamentale ale spiritualității ortodoxe, cum ar fi Patericul și Filocalia, dar și pentru textele liturgice cuprinse în cărțile de slujbe, l-au făcut să fie iubit și în același timp să fie un părinte duhovnicesc cu autoritate și discernământ. Dumnezeu să-l odihnească împreună cu sfinții săi și veșnica lui pomenire. În continuare vă propunem să ascultați interviul cu părintele Teofil Părean despre câteva concluzii duhovnicești pe care părintele le-a dobândit de-a lungul vieții sfinției sale de monah și duhovnic. Tuturor vă dorim mult folos duhovnicesc din ascultarea acestei înregistrări. Părinte Teofil, ați ajuns la frumoasa vârstă, putem să o numim patriarhală, cum o numește Scriptura, și ați ajuns și la niște concluzii.
concluzii din experiența de viață creștină, din experiența de monah, din experiența de duhovnic. Și despre aceste concluzii v-aș propune să vorbim în dialogul nostru, ca să ne putem folosi și noi cei mai tineri de rezumatul a ceea ce ați trăit și ați experimentat sfinția voastră. Cum ați rezuma experiența de viață duhovnicească pe care o aveți până acum? E greu să găsești o formulă prin care să cuprinzi ceea ce ai învățat, ceea ce ai acumulat, ceea ce ai experimentat, ceea ce ai trăit o viață întreagă. Fără îndoială că viața își pune pecetea pe fiecare dintre noi și ne dă o perspectivă, ne dă o înțelegere, ne conduce spre niște adevăruri, spre niște concluzii cu care ar putea apoi să lucreze cei care n-au făcut experiența pe care ai făcut-o tu de-a lungul anilor. Că oricum, ajungând la bătrânețe, nu mai ești egal cu cei care n-au ajuns la bătrânețe, n-au ajuns să-și dea seama de anumite realități. M-am trezit în lumea aceasta între oameni care n-au avut o viață excepțională, dar oricum au tras și ei la rândul lor niște concluzii, ni le-au oferit și nouă, nu dăscălindu-ne, ci îndrumându-ne în mod firesc. Merg aminte din copilărie de anumite cuvinte pe care le-am învățat. Când plecam la școală, mama, Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, chiar dacă avea și ea la rândul ei anumite învățături primite în școala pe care au făcut-o în satul nostru, acum ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Erau niște îndrumări pe care nu știu cât le-am respectat, dar știu că le-am ținut în minte și că le-am în minte și acum, după 70 de ani de viață. Nu-ți uita de Dumnezeu. Adică ține seama de Dumnezeu, gândește-te la Dumnezeu. Fă cumva să te raportezi la Dumnezeu, iar practica era rugăciunea. Nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Cum ne rugam noi acasă, seara în special, și la masă totdeauna nu se putea începe masa fără rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că mi-e cu mare plăcere când era gata mâncarea spusă pe masă, zicea mama: no, hai dați la Tatăl nostru, să ne putem apuca să mâncăm. Acum, dacă ar fi zis numai hai dați la Tatăl nostru, mi se părea obișnuit și, mă rog, asta era de făcut. Dar cu adasul ăsta, să ne putem apuca să mâncăm, avea altă valoare. Adică nu poți să te apuci de mâncare fără să... fără să zici rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea aceasta. Pentru că mâncarea nu avem numai din mâinile noastre, ci avem și din mâinile lui Dumnezeu. Și eu, ca unul care m-am trezit în lumea aceasta, la țară, știu câte osteneală făceau oamenii până când aveau pâinea. Nu cumpărau, gata. Cum o cumpărau acum cei mai mulți oameni. Nu mai fac ei pâinea. Nu știu, făceau pâinea ei singuri. Și era mult până când aveai pâinea pe masă. Trebuia pregătit pământul, trebuia arat, trebuia grăpat, trebuia aruncată sămânța pe ogor, apoi trebuia
grâu plivit, după aceea se cera și se cerau cu secerea. Luau fiecare mănânchi de holdă în mână și o tăiau cu secerea. Era o muncă pe care nu știu cât ar mai face-o acum, la vremea noastră, când toate lucrurile s-au mecanizat. Apoi trăiau cu mașina, de făcut mașina de trăiat. După aceea duceau grâul la moară, tot așa, cu mijloace mecanice. Și după aceea, din făină, făceau aluatul, îl puneau să dospească, se dospea, frământau aluatul, apoi îl împărțeau în bucăți, îl puneau în cuptorul care era ars anume ca să se coacă pâinea în cuptor și după aceea când îl scoteau din cuptor, când scoteau pâinea din cuptor, o puneau undeva deoparte și asta iar era ceva interesant, zicea că să-l acopere cu o pânzătură, cu ceva și zicea că îl pun să se ducă la Dumnezeu. Deci era împletită viața cu Dumnezeu, Dumnezeu și cu recunoștință, da, față de Dumnezeu. Nichivor Crainic a scris o poezie intitulată Cântecul Potirului, poate că e cea mai reprezentativă poezie religioasă din câte sunt în literatura noastră, în care pomenește și pâinea, când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama scoțându-o fiernic, cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, iar pâinea aburind cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Sunt niște lucruri extraordinare, niște gânduri care pot să fie gânduri conducătoare în existența poporului nostru. Ui, toate astea noi le-am trăit în familia noastră, în viața noastră. Deci gândul la Dumnezeu. Gândul la Dumnezeu. În legătură cu gândul la Dumnezeu era și concepția aceasta că pe grâu îi obrazul lui Dumnezeu. Deci oamenii aveau conștiința aceasta că Dumnezeu se imprimă pe el însuși pe boabele de grâu. Nu ziceau că se imprimă pe boabele de porumb, de pildă, sau de, știu eu, de in, de ovăz, de altceva, dar pe grâu se zicea că se imprimă obrazul lui Dumnezeu. Era un gând statornic, nu era un gând răzleț. Toată lumea știa că pe grâu e obrazul lui Dumnezeu. Iară un gând care îl aducea pe Dumnezeu în conștiința oamenilor. Apoi, gândul acesta de a fi oameni de omenie, la fel, era un gând care circula și raportarea la ceilalți oameni. Erau oameni foarte comunicativi unii cu alții. Fiind într-un sat, toată lumea se cunoștea, toată lumea comunica, își spunea ceva, oamenii spuneau ceva unii altora. Nu treceai pe lângă om fără să zici ceva. Nu trecea omul pe lângă tine fără să zică ceva către tine. Deci un respect față de celălalt și o deschidere de față tine, de... Da. Era ceva foarte important. Chiar dacă nu spuneau lucruri care să determine ceva, erau lucruri care determinau prin ele înșine legătura asta între oameni. Nu treceai nepăsător. Mergeau oamenii la moară, de pildă. Că doar vedeai că oamenii sunt la moară și ziceai ceva către ei. Ați venit la moară? Sau luați apă la izvor, luați apă, veniți către casă, haideți către casă, haideți, dați-vă la amiază. Adică tot timpul era o comunicare între oameni.
între oamenii care știau și de Dumnezeu, știau și de rugăciune, știau și de Maica Domnului, știau de Sfintele Dumnezeu, știau de sărbători, știau de domine, știau de datoria de a merge la biserică. De post. Știau de post, da. Toate astea erau niște lucruri știute. Atunci era foarte multă lume care nu știa să citească, nu știau carte. Un părinte de la noi, de la mănăstire, părintele Ioan Dinu, zicea că într-o iarnă, când o să mai mult acasă, i-a învățat pe părinții lui să citească. Și uite, așa era atunci, nu se gândeau oamenii atâta să înainteze prin cultură, prin... Și de aceea și oamenii de cultură, oamenii culți erau oameni distinși, oameni pe care îi prețuiau ceilalți neștiutori de carte, îi prețuiau pe oamenii care știau carte. Acum, părinte, trecând de la atmosfera aceasta profund creștină din vremea copilăriei și a satului Sfinției voastre, raportându-ne la lumea de astăzi, în care, vis-a-vis de citit, cam toată lumea știe să citească, da, poate există acum chiar o inflație de și de literatură, și de cuvinte, și de cunoștință, și așa mai departe. Ei, în contextul de astăzi și pe temeiul experienței pe care o aveți, cum trebuie să ne raportăm unii la alții? Că vorbeați de această raportare de odinioară. Dacă ca să te raportezi unii la alții, trebuie să ai deja o legătură unul cu altul. Nu se poate. De ce la oraș oamenii nu comunică toți unii cu alții? Pentru că nu se cunosc, pentru că n-au o legătură dinainte. Ori la asta nu se punea problema, pentru că toți oamenii se cunoșteau, știau de unde vin, știau ce fac, știau cum îi cheamă, știau ce familie au, știau o mulțime de lucruri și toate acestea îi puneau în evidența celorlalți. Bun, ce să facă omul de la oraș? Că acum marea majoritate a oamenilor trăiesc la oraș. N-are ce face. La oraș oamenii sunt în legătură unii cu alții doar cei cunoscuți. Și sunt atâția oameni care sunt foarte apropiați unii de alții și totuși nu sunt comunicativi unii cu alții, pentru că nu știu ceva unii despre alții. Sunt oameni care locuiesc pe același palier, pe aceeași scară și nu se știu unii pe alții. Dar n-avem ce face. Asta e viața pe care o prezintă orașul și oamenii poate că ar vrea să fie mai apropiați și nu reușesc. După aceea chiar comunitățile bisericești nu reușesc să-i adune pe oameni la un gând. Se duc la biserică, stau la slujbă, se consideră în fața lui Dumnezeu, se consideră cumva mai apropiați unii de alții prin faptul că merg la biserică, însă în realitate tot depărtați sunt unii de alții. De ce? Pentru că în biserică oamenii nu comunică, ci comunică cu Dumnezeu eventual. Dar ar fi bine să se cunoască și ei între ei, să fie în relații apropiate, personale. Ar fi foarte bine, numai că lucrul acesta nu se reușește datorită împrejurărilor de viață. De exemplu, chiar eu, de exemplu, sunt dintr-o mănăstire. Păi în mănăstire ar trebui să fie ca într-o familie. Ori noi suntem acolo 30 de inși, 30 ceva, și sunt unii cu care n-ai vorbit niciodată. Nu, n-ai cum. La biserică mergi împreună cu ceilalți. Bine, știi cum îi cheamă, știi ceva eventual despre ei, dar atâta tot. Nu există o comunicare și o comuniune. Nu că n-ai vrea. Eu, de exemplu, de ce să nu vreau să am comunicare cu toți oamenii? Ori eu nu pot avea comunicare decât cu cei care intră în legătură cu mine. Vin unii la spovedat.
Sunt unii care nu vin la spădii la mine. Și atunci n-am de unde să-i cunosc. Și nici nu caut să-i provoc eu la o legătură cu mine. Nu se poate. În mod firesc, lucrurile nu se pot realiza decât în anumite condiții. Și condițiile nu sunt peste tot aceleași, nu sunt întotdeauna în stare să realizeze o legătură. Deci sunt niște concluzii ale omului singuratic, ale omului care nu poate să-i determine și pe ceilalți să facă ceea ce... Poate că ei într-un fel ar dori să facă, dar nu știu cum să se angajeze. Bine, că totuși ținem seama de oamenii care au trăit și pe mine, de exemplu, orice gest de delicatețe mă odihnește, suletește și caut să mențin în conștiință niște gesturi din astea de luare aminte la celălalt. Aveam un părinte de la țară care a venit acolo la noi la mănăstire, a murit în mănăstire și duceam pe mâini câte un sac de cartofi de unde era sacul până la grămada de unde îl putea lua cu căruța cum era atunci și prindeam amândoi cu mâinile sacul de la fundul sacului cu mâna dreaptă eu și el cu tot, cred că tot cu mâna dreaptă, nu știu, și cu mâinile libere, eu cu mâna stângă, el cu mâna dreaptă, cred, luam sacul pe mâini și îl transportam și el cam trăgea la el și mie nu-mi părea bine, eu eram tânăr, el era mai în vârstă și ziceam, părinte, de ce trageți pe la cuvieșea voastră? Lăsați să ducem la fel dacă trebuie să ducem amândoi. Și el a zis, uite, eu am avut numai fete, el a avut familie și am avut numai fete și lucram cu fetele mele și trăgeam la mine ca să nu ducă ele la greu. Și a fie cea de el, nu-s fata domnului tale, să ducem așa. E un gest de delicatețe care îți impune respect. Tot așa, dacă cauți anumite lucruri și le pui în valoare, sunt lucruri foarte importante și foarte liniștitoare și odihnitoare și care nu le găsești numai în Scriptură, uite, le găsești și în viața de toate zilele, cu oameni simpli, cu oameni de rând, oameni care nu ți impun un respect anume prin faptul că există, ci prin felul cum își trăiesc viața. Părinte Teofil, ați vorbit acum de gesturile de recunoștință și sunt minunate, dar cum să ne raportăm, de exemplu, față de oameni care au anumite neputințe, anumite insuficiențe? Cum s-au raportat alții față de dumneavoastră? Sunteți nevăzători? Ați avut impedimente din pricina asta în relația cu ceilalți? N-am avut, pentru că în general am fost înconjurat de oameni sensibili, oameni... Bine, au mai fost și oameni din ăștia care mai izbogneau și cu niște, dar sfârșit, nu-i cazul să îi punem în atenție altora. Oricum, oamenii sunt foarte diferiți în felul în care se raportează. Era un părinte la noi, de la țară venit, și mi-aduc aminte că odată s-a pus problema să clădim niște lemne, așa unele lângă altele, le-a dus cineva cu o căruță și le-a deșertat acolo și s-a pus problema ca cei care suntem acolo la îndemână să le așezăm. Și m-am dus și eu să așez lemne. Și a venit un părinte și a pus așa
mâinile pe degetele mele și zice, dar ce zic degetele? Adică el știa că eu cu mâinile mă folosesc și de lucruri care alții le fac altfel, le au altfel în vedere. Și ar fi vrut ca să nu-mi tocesc degetele punând lemnele într-o ordine oarecare. Și da, ce zic degetele? E un gând așa care l-a pus cumva în atenția mea. În sensul acesta am mai avut oameni care au fost binevoitori și... Deci ai îngăduință față de... Da, neputință omenească. A fost bine totuși. Eu mă declar mulțumit după câte au fost și n-am avut așa probleme propriu-zise. Sau poate că au apărut niște probleme chiar cu oameni de la care nu te așteptai să răscolească niște lucruri. Oricum, viața și-a dus drumul ei și noi cu ea și a fost foarte bine. Eu îți mulțumim de felul cum ne-am desfășurat și totuși în viața de mănăstire nu-i comuniunea care există în viața de familie. Și poate că asta se explică și prin faptul că în viața de familie oamenii sunt mai mult unii cu alții. Se simt mai atașați unii față de alții. Deși și la mănăstire se organizează anumite lucruri mai mult așa pe baze raționale decât pe baze sentimentale. Când mi-am rupt piciorul, imediat au intrat oamenii în acțiune să mă ducă la spital. Chiar atunci am și dus la spital. După un sfert de oră eram cu mașina spre spital. Și a fost bine. Și chiar am zis, uite ce fain că la mănăstire imediat te ia oamenii în seamă și te ajută. Da, așa e și în familie. Da, Părinte Teofil, câți ani de duhovnicie aveți? Din 1983 până acum câte 17, 26 de ani. Să vorbim puțin despre experiența de duhovnic, despre concluziile acestor experiențe de duhovnic. Sunteți mulțumit ca duhovnic? Dragă, nu știu ce să zic. Nu prea sunt mulțumit, pentru că oamenii sunt foarte superficiali. Unii sunt cu niște înclinații din astea, mai mult de superstiție. Nu prea sunt oamenii doritori să realizeze altceva decât ceea ce își propun ei. Sunt oameni care, de exemplu, fac rugăciune noaptea. Și cred că cu asta au rezolvat totul. Și eu zic că nu-i destul și îi îndrumez, de exemplu, să fie echilibrat. Și ei sunt unii așa care, mă rog, sunt mai hotărâți pentru cele bune, dar pentru cele bune fără o îndrumare din afară, cu ceea ce li se pare lor că este important. Caută oameni care să-i satisfacă sufletește, să-i lasă cam cum vreau ei. Bine, n-am așa probleme multe, pentru că eu, în general, sunt un om care nu mă bag în chestiuni de amănuntele. Dacă omul merge la biserică, dacă se roagă, dacă postește, dacă împlinește niște lucruri, sunt mulțumit. Nu prea pun problema aceasta a felului de a se raporta la Domnul Hristos. Înțelesul acesta, cum ar zice Domnul Hristos, crezi-o în Fiul lui Dumnezeu sau mă iubești-o pe mine? Pun chestiunile mai mult practic, în care să trag eu niște concluzii. Poate că el până la urmă nici nu se gândește la aspecte de felul acesta.
la felul cum să se raporteze la Domnul Hristos, cum să aducă mărire lui Dumnezeu, cum să aibă în vedere mai mult pe Dumnezeu decât pe El însuși ca om. Gândiți că sunt unii oameni care îl caută pe Dumnezeu mai mult pentru interesele lor. Au atâtea și atâtea necazuri și ar vrea să scape de necazuri, nu de păcate. Deși de necazuri nu pot scăpa dacă fac păcate. Nu sunt oamenii destul de hotărâți pentru o viață duhovnicească superioară. Cei mai mulți este mai mult cu un fel de iz de superstiție decât de credință luminată. Da, părinte, aveți și oameni care să se țină așa de mai multă vreme de sfinția voastră, da, să da. Vă respecte în drumările? Da. Și aveți și mulțumiri? Da, sigur că da. Sunt oameni care, da, nu știu, cred că ei ar fi buni și dacă n-aș fi eu între ei. Oricum, sunt mulțumit, sunt oameni de care sunt mulțumit, fără îndoială. Dar prea puțin față de cei mulți de care nu sunt mulțumit. Aveți ucenici, părinte? Dragă, nu știu dacă am ucenici, propriu zis așa. Eu, legăturile mele cu oamenii sunt mai mult așa de colegialitate decât de ucenic îndrumător. Fără îndoială că le dau îndrumări, dar nu pun accentul pe faptul ăsta că eu sunt la care te îndrumesc și tu ești la care trebuie să execuți. Și merg lucrurile cumva așa cum merg între oamenii care se iubesc, se prețuiesc, se respectă. Dar unii poate că ei se consideră a fi ucenici de-ai mei, dar nu, eu n-am pus niciodată accentul pe treaba asta, că părintele Sofian, de pildă, mi-a fost ucenic, că părintele Matei mi-a fost ucenic. Păi, a fost mai apropiat de mine, dar asta nu știu dacă mi-a fost și ucenic. Concluziile e greu de tras, pentru că sunt foarte diferite situațiile și nu pot să trag niște concluzii așa numai cumva în gol. Ascultați ultimul interviu realizat cu părintele Teofil Părean despre câteva concluzii duhovnicești. Părinte Teofil, ce altceva v-a marcat așa în viața duhovnicească, în viața religioasă? Păi nu știu ce m-a marcat. Eu am fost, de când mă știu,
interesat pentru chestiuni religioase. Asta a fost, a intrat cumva în stilul meu de viață. N-am știut eu cum să prețuiesc. N-aveam niște concluzii anume, n-aveam niște îndrumări anume, ci am luat de aici una de dincolo alta, fără discernământ. Dar m-am ținut de gândul acesta de a fi apropiat de Dumnezeu, mi-am dorit legătura cu Dumnezeu, mi-am adunat gânduri care țin de credință, n-am reușit să adun ceva sistematic și nici n-am avut oameni care să-mi dea niște îndrumări. Fiecare mi-a stat la îndemână cu capacitatea lui, cu gândurile lui, cu stilul lui de a înțelege anumite chestiuni. E bine, tot așa am avut eu câțiva oameni care m-au ajutat esențial. Fără îndoială că unul dintre ei a fost Părintele Serafim, Părintele Arsenie, Părintele Ioan Opriș, care cândva a fost preot în satul meu. Niște oameni care și-au pus cumva pecetea pe viața mea, pe gândurile mele, pe sentimentele mele, numai că eu am fost la ei acolo și eu am fost la mine și n-am avut o apropiere nici fizică pentru a ne determina, pentru a ne ajuta unii pe alții. Ne întâlneam, aflam câte o chestiune, o luam în seamă, mergeam mai departe și așteptam altă împrejurare în care să mi se spună ceva important. Și au trecut lucrurile așa. Deci am ajuns la teologie. La teologie am avut niște experiențe destul de neliniștitoare, în înțelesul că colegii mei se raportau foarte bine între ei la nivelul la care erau și la nivelul la care li se cereau. În general, însă, eu așteptam mult mai mult. Așteptam lucruri pe care ei nu le puteau face. Și, bine, n-aveam nici niște nemulțumiri evidente, dar n-aveam nici ajutor, un ajutor simțit și permanent, cumva. Am avut un coleg în anul întâi de teologie, el era în anul 4, Părintele Lazar Magheț, care, într-adevăr, a făcut pentru mine niște lucruri pe care nici nu trebuia să le facă, numai că gândurile lui și dorințele lui erau de așa fel încât s-a angajat și la niște lucruri mai presus de trebuință. De pildă, el a învățat să scrie în brai și nu avea mașină de scris atunci. Și-a scris cu mâna condacele și icoasele acatistului Domnului Hristos. Anume, pentru mine, ori eu puteam să fac eu mai bine decât el, de fapt. Nu a făcut rău, dar mai repede, mai. Și, mă mulțumeam să fac după dictatul lui. Ori el nu, că el vrea cu mâna lui să scrie. E un gest de delicateze, fără îndoială. Deci ați avut și aveți încă mulți prieteni. A, da, am, și acum așa. Părinte Teofil, aș vrea să vă întreb acum legat, de exemplu, de experiența Sfinției voastre față de împărtășanie și spovedanie. Care sunt recomandările pe care le faceți celor care vin la dumneavoastră și care vor să se țină de noastră? Eu mai întâi de toate aș vrea ca oamenii să se spovedească mai mult și mai sincer și mai cu mai multă dorință de îmbunătățire sufletească și nu trag de oameni să se împărtășească,
cât trag să se spovedească. Nu prea am succes, n-am prea avut succes. De ce? Oamenii, în general, se spovedesc în postul paștelor. Și atunci am gravă mare și n-ai timp să te ocupi de ei, altă dată nu mai vin. Și așa că nu trag de ei să se împărtășească, trag de ei să se spovedească și mă gândesc că dacă s-ar spovedi, atunci aș putea pune și problema împărtășirii. Ori, bineînțeles că eu doresc să se împărtășească, dar nu pot să-i determin să se împărtășească dacă nu-i determin nici să se spovedească. Și asta... Care ar fi un ritm așa pe care îl recomandați la spovedanie ca să, ca cei care vor să se spovedească, bineînțeles? Să spovedească oamenii cel puțin o dată pe lună și să se împărtășească chiar și de mai multe ori cu aceeași spovedanie. Pentru că, de obicei, oamenii nu au altceva de spus cu la altă spovedanie. Și Sfânta Împărtășanie are și ea darul de a ierta păcatele, că se despre iertarea păcatelor spre viața de veci. Și atunci, dacă se despre iertarea păcatelor spre viața de veci, înseamnă că Sfânta Împărtășanie are putere iertătoare de păcate. Și în cazul acesta, nu trebuie să spovedească de fiecare dată oamenii care duc o viață totuși ridicată, o viață mai presus de viața celor care nu știu de spovedanie, nu știu de împărtășanie. Bineînțeles că ea trebuie să spovedească, dar oamenii care deja sunt introduși în disciplina vieții spirituale, nu mai trebuie de fiecare dată să se spovedească ca să se împărtășească. Ăsta e punctul meu de vedere. Și măcar o dată pe lună totuși să se spovedească și atunci să primească dezlegare și prin spovedanie, nu numai prin împărtășanie. Dar oricum să aibă în considerație și faptul acesta că Sfânta Împărtășanie are putere iertătoare de păcate. N-aș putea zice în ce condiții sau care păcate se iartă prin Sfânta Împărtășanie, dar oricum e sigur că doar Domnul și Domnul Hristos a zis că sângele meu se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Dar ce se întâmplă? Oamenii au un ritm al lor și vin la spovedanie în postul paștelor. Cei mai mulți se spovedesc în postul paștelor. Și nu, eu zic că nu-i destul, trebuie să spovedească în toate posturile. Și îndemn la asta. Și el vine și la anul următor și îmi spune că ultima dată s-a spovedit în postul paștelor anul trecut. Și el întreabă, bine, dar la cine te-ai spovedit? Și el zice, la dumneavoastră. Și eu zic, da, nu ți-am spus eu că să te spovedești în toate posturile? Păi zice, ba da, părinte, dar uite, nu m-am spovedit, acum ce să fac? Așa că oamenii sunt tot oameni, cum zice părintele Asenie odată într-o împrejurare. Oamenii sunt tot oameni. Părinte Teofil, de câți ani ați început sfinția voastră să umblați prin țară la conferință? Din 90. Din 90, aveți aproape 20 de ani de când. Da. Care ar fi concluziile din experiența pe care ați dobândit-o? V-au ajutat conferințele? Da, v-au fost de folos? Eu cred că cel mai mare beneficiar am fost eu. Nu știu dacă alții au avut mare folos de întâlnirea cu mine, dar eu mi-am adunat o mulțime de gânduri pe care dacă nu le expuneam într-o conferință, nu erau niște lucruri pe care după aceea să le am și din care au ieșit și cărți. Și cel mai mare beneficiar am fost eu. Ce vă impresiona mai mult? Ce vă ajuta cel mai mult la aceste ieșiri la conferință? Păi n-aș putea zice ce anume mă ajuta mai mult. Faptul că mă întâlneam cu oameni deschiși, cu oameni doritori, de mai mult, de mai bine, faptul că făceam o experiență a relațiilor cu unii și cu alții dintre cei cu care veneam în legătură,
erau niște lucruri care pe mine m-au ajutat. Cred că destul de bine. Părinte Teofil, un alt lucru pe care îl puneți de multe ori în evidență e faptul că pe Sfinția voastră v-a ajutat mult cultura. Da. În ce sens v-a ajutat? Mi-a dat încredere, mi-a plăcut anumite lucruri pe care mi le-am apropiat, mi le-am pus în gând, în suflet, m-a pus în atenția altora. Deși eu nu sunt un om de cultură, realitatea asta este, și nici nu pot să fiu un om de cultură, pentru că nu cunosc cultura contemporană așa de bine ca să mă pot folosi de ea și să mă pot raporta la anumite scrieri. Dar oricum, cultura te ajută în sensul că te șlefuiește cumva, îți dă o perspectivă, îți dă ceva din lumina culturii. Și de aceea spun eu adeseori că pe mine două lucruri m-au ajutat. Credința în Dumnezeu și cultura. Credința în Dumnezeu am primit-o în familie, de la părinții. După aceea, mă rog, și în școală. Și cultura mi-am câștigat-o singur și a fost foarte bine că mi-am câștigat cultura. Fără cultură n-aș fi avut un etalon, n-aș fi avut o perspectivă, n-aș fi avut un orizont. Așa că faptul că am făcut școală, că am făcut un liceu, că am făcut teologia, care de fapt nu e numai cultură teologică, ci e o cultură în general. Toate astea m-au ajutat și m-au ajutat foarte bine și eu am fost mulțumit și când mă preocupam de cultură și după aceea. Da? La mine greutatea vine din faptul că nu pot singur să mă descurc. Am eu înregistrări pe casete, dar nu-i prea am spor și după aceea ce învăț, din ce învăț, sigur că mi-aleg anumite chestiuni care rămân și care îmi rămân, dar poate că e prea puțin față de cât ar trebui să agonisesc. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți, pre pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și prin trânsii Părinte, sunteți un om al bucuriei. Ce vă dă temei ca să fiți așa de optimist și tot timpul bucuros? Cred că toate lucrurile acestea sunt rezultatul vieții pe care am trăit-o. Am sesizat anumite lucruri ca fiind importante. Dacă am citit Noul Testament, m-am oprit la afirmații care țin de bucurie, am luat aminte la cuvintele Domnului Hristos care pun în atenție bucuria, am luat aminte la textele liturgice, am oprit în mod special în chestiunile care vizează bucuria și toate acestea mi-au format un orizont în minte și mi-au format mi-a pus în atenție bucuria cu care m-am întâlnit în scrierile
respective și după aceea cred că am avut și un fel de formare spirituală care mi-a pus în atenție bucuria. De exemplu, la textele liturgice, gândindu-mă, faptul că am auzit la slujbă facă-se, Doamne, un delemn la acesta, un delemn de bucurie, un delemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea deavolească, pecete nesticată, bucuria inimii, veselie veșnică, e deja un câștig pe care altul poate că nu l-a luat în seamă cum l-am luat eu sau cum l-aș fi luat eu. Și toate astea s-au adăugat cumva la sufletul meu și eu mai mult m-am trezit în lumea asta lucrător de bucurie decât m-am format ca lucrător de bucurie. Că sunt niște complexe de gând, niște complexe de simțire, sunt niște complexe de mângâiere, niște lucruri pe care eu nu le-am determinat în general, ci mai mult s-au adăugat la ceea ce sunt eu. Părinte Teofil, cum vă raportați, Sfinția voastră, la moarte și la viața de dincolo? Dragă, despre viața de dincolo nu știm mare lucru, iar moartea este un fenomen care se întâmplă cu toții. N-aș putea zice că mă simt mai aproape de moarte la bătrânețe decât la tinerețe. Nu mi-e frică de moarte, pentru că am mai mult gândul că nu voi muri. Adică n-am sentimentul sfârșitului, sentimentul descompunere cumva a ființei, ci... Moartea ca o trecere. Da, moartea ca o trecere. Dumnezeu știe cum va fi pe celălalt rând. Dar deocamdată nu mă preocupă. Dar care e încredințarea Sfinției voastre față de viața de dincolo? Credeți că vă întâlniți cu Domnul Hristos? Da, da. Cred că mă întâlnesc cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu. Cred că voi intra în rai unde nu o să fiu singur, o să fiu cu toți cei de rai. Cred. Nu mă gândesc că foarte mult la asta, dar am totuși gândul că va fi bine. Părinte Teofil, ați fost toată viața nevăzător. Ce nădăjduiți dincolo? Să vedeți? Nu știu ce va fi, dar am gândit așa că dacă va zice Dumnezeu, uite, tu și aici tot așa o să vii cum ai fost în viața cealaltă, în viața precedentă, morții, n-aș putea zice altceva și n-aș zice altceva decât mărire ție, Doamne, mărire ție și Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Pentru mine situația aceasta nu este o situație pe care o suport, ci o situație pe care o trăiesc. Nu știu altă situație și nici nu pot închipui altă situație. Văd că alții au altă situație, dar eu nu am o altă situație. Și atunci, dacă nu am o altă situație, nici nu pot închipui cum ar fi altă situație. În 1942, când m-am dus la Timișoara, după 2 ani de întrerupere a școlii și după 2 ani pe care i-am petrecut în casa părintească, m-am simțit foarte rău și așa îmi părea rău că nu mai sunt cu părinții și eram foarte mâhnit. Și atunci am visat că văd. Era singurul vis de felul acesta pe care l-am avut până atunci și nici de atunci încoace n-am mai avut un astfel de vis. Numai că visul e totdeauna la măsura omului. Și fiind la măsura omului, eu nu puteam să-ți închipui cum e să vezi în vis dacă nu n-am văzut în realitate. Și visul meu că văd era un vis că sunt exact cum mă știu, doar cu faptul că cei din jurul meu zic că văd. Atât. Asta e
pragul ăsta e limita între a vedea și a nu vedea și a crede că vezi. Și au rămas așa, adică lucrurile atunci au fost singura experiență de felul ăsta și n-am putut închipui cum ar fi să văd dacă nu văd. Așa să fie, precum spuneți. Să încheiem, Părinte Teofil, dialogul nostru cu câteva cuvinte. Care vă sunt cuvintele cele mai dragi sufletului Sfinției voastre? Drag, e foarte greu să spun ce mi-e mai drag, pentru că sunt multe lucruri care îmi sunt dragi. Atunci câteva dintre cele mai dragi? Știu eu ce să zic. Mi-e drag să mă gândesc la părinții mei, la frații mei, la prietenii de odinioară, la prietenii de acum, la oamenii din satul meu care nu mai sunt acum. Mi-e drag să mă gândesc la împrejurări liniștitoare, la împrejurări frumoase, la oamenii care m-au ajutat, la oamenii care s-au implicat cumva la viața mea, la existența mea morală și spirituală. Mă gândesc la lucruri frumoase pe care le-am învățat, la poezii de Zărica Lască, la poezii de Cosbuc, la poezii de Goga, la tot ce am adunat e așa frumos. Câteodată mă gândesc și m-am trezit acum într-o zi, nu știu dacă nu chiar în dimineața asta, cu poezia lui Cosbuc, pe lângă boi, pornind din bici pe lângă boi, în zor de zi, el a trecut cu plugul pe la noi și de pe bici l-am cunoscut și cum țeseam nici n-am știut cum am sărit și m-am zbătut să ies de la război. Și atâta tort mi-am încălcit și în graba mare am spart un geam. Am cap, dar parcă nu-l mai am. Ce aveam să-i spun? Nimic n-aveam. Știu eu ce mi-a venit. Voiam să știu cum a dormit. Și vezi, așa el, nu știu cum, m-a prins de braț și m-a cuprins să mă sărute în drum. Iar eu din brațe m-am desprins și l-am certat și l-am împins, dar n-am făcut cu din adins și rău ce-mi pare acum. O, nu mie că mi-am sângerat la prag piciorul într-un cui, dar mie că e păcat, om bun ca dânsul nimănui. Și pentru vorbărea ce-i lui spui, el toată ziulica lui muncește supărat. Ceva extraordinar, așa, și eu am o sensibilitate pentru lucruri de felul acesta, pentru lucruri delicate. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. Ați urmărit ultimul interviu acordat de Părintele Teofil Părăian, postul sud de radio, interviu realizat în data de 19 martie 2009. Mâine seară, de la ora 21:30, vă propunem o altă ediție specială In Memoriam Părintele Teofil, iar sâmbătă seara vă oferim spre ascultare un dialog pe tema programului de viață duhovnicească recomandat de Părintele Teofil. Vă reamintim faptul că astăzi Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbătă de Sus, a trecut la cele veșnice în vârstă de 80 de ani, iar slujba înmormântării va avea loc sâmbătă, în data de 31 octombrie 2009, la ora 12, după oficierea Sfintei Liturghii. Arhiepiscopia de Alba Iulia pune la dispoziția celor interesați un microbuz
care va pleca sâmbătă dimineața din fața catedralei pentru a putea participa la Sfânta Liturghie și la slujba înmormântării părintelui Teofil Părăian. Dumnezeu să-l odihnească împreună cu sfinții săi și veșnica lui pomenire. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Să